Introducerea contribuției de sănătate pentru toate veniturile din chirii este criticată de analiștii imobiliari. În primul rând, nu va face altceva decât să încurajeze și mai mult închirierea la negru, pentru că există deja un impozit de 16% pe venit, adunat cu un 5,5% o contribuție pentru sănătate, sărim de 20%, această măsură ducând la penalizarea oamenilor cinstiți și încurajând închirierea la negru. Declară specialiștii din domeniu. Reprezentanții guvernului Pont au găsit vinovatul pentru introducerea unei noi taxe Fondul Monetar Internațional care ar fi cerut acest lucru României. Măsura adoptată va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014. Persoanele care vor obține venituri din chirii vor plăti contribuții la sănătate în limita a 5 salarii medii brute, respectiv cel mult 611 lei pe lună. Pentru acest an salariul mediu brut utilizat pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2223 de lei, iar prin aplicarea cotei de 5,5% reprezentând contribuțiile de sănătate rezultă o sumă maximă de 611 lei pe lună la nivelul a 5 salarii. În prezent, în bazele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sunt înscrise peste 18 milioane de persoane. Dintre acestea, peste 8 milioane 500 de mii sunt plătitori în sistem, iar pentru 3 milioane 200 de mii asigurările de sănătate sunt plătite din alte surse. Numărul neplătitorilor depășește 6 milioane 200 de mii de persoane.